Bună ziua, Hristos a înviat, vă spun tuturor celor prezenți astăzi aici la un eveniment important pentru comunitatea romașcană și mă bucur să avem aici alături reprezentanții Primăriei Municipiului Roman, parte a echipei de proiect, cei care au monitorizat acest și au coordonat acest proiect, începând de la domnul director, șeful serviciului de managementul proiectelor, echipa din cadrul acestei structuri. Mă bucur să fie alături de noi conducerea Școlii de Artă Sergiu Celibidache, care alături de colectivul de cadre didactice de aici, care vor fi beneficiarii acestui important proiect. Salut prezența preacucernicilor părinți din proximitatea acestei unități de învățământ și asta înseamnă că astăzi aici toți factorii implicați se bucură de un moment deosebit și de o inaugurare deosebită. Vorbim de un proiect care va aduce creșterea calității actului educațional în municipiul Roman prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii de Artă Sergiu Celibidache, pentru că acesta este titlul proiectului, un proiect important pentru această școală. Știm foarte bine că aici erau clădiri extrem de vechi, neprietenoase și nedotate, iar prin acest proiect cu finanțare europeană și cu o parte de cofinanțare de la Primăria Municipiului Roman, venim tocmai în sprijinul acestei noi etape de dezvoltare a învățământului romașcan. Vreau să vă spun că acest proiect a început prin semnarea contractului de finanțare în anul 2021, în luna noiembrie, contract semnat de Primăria Municipiului Roman cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est, semnat de primarul municipiului Roman, Leonarda Chiriloae, în anul 2021. Acest contract a putut genera demararea procedurilor pentru lucrările și pentru dotările parte din acest proiect. Astfel că în iunie 2023 au fost începute lucrările, urmarea semnării contractului cu operatorul Crinel Comatcom, care a fost semnat în anul 2023. Aici sunt blurate semnăturile. Așadar, din acel moment au început lucrări extrem de importante la acest corp de clădire și vorbim de o valoare totală a întregului proiect de 6.383.793 de lei. În această valoare, o cotă de 2% a reprezentat o contribuție a municipalității. E vorba de 127.675 de lei. Evident, cea mai mare parte a proiectului despre care vorbim astăzi este vorba de lucrarea, reabilitării acestor clădiri, corpul A, corpul B și sala de sport, lucrări în valoare de 4.926.215 lei. La această valoare se adaugă și valoarea studiilor, proiectelor și avizelor, o valoare de 274.119 lei. Așadar, în total, aceste două componente fac parte din această etapă de modernizare a clădirii. Ceea ce noi astăzi facem este efectiv finalizarea și recepționarea acestor lucrări de reabilitare. Proiectul, așa cum spuneam, are și o a doua etapă, e vorba de etapa de dotare, care urmează a fi finalizată tocmai ca la începutul lunii septembrie să poată beneficia toți elevii acestei școli de o dotare modernă. Și valoarea acestor dotări este de 1.183.458 de lei. Vreau să știți că ceea ce s-a făcut aici este o lucrare extrem de importantă și extrem de amplă.
De aceea am permis să vă trec în revistă succint câteva din lucrările specifice care au avut loc la această modernizare importantă. Vorbim de cele două corpuri, clădirea corpul B al școlii și de sala de sport. Astfel că în cadrul acestor lucrări s-a reabilitat o suprafață totală de 1260 de metri pătrați, suprafață construită desfășurată. În cadrul lucrărilor de modernizare la școală s-au executat izolare termică a planșeului de la etajul 1, unde a fost aplicată vată bazaltică cu grosimea de 20 de cm, apoi o șapă de mortar de 2,5 cm, ulterior înlocuirea învelitorii existente cu una complet nouă. Izolarea termică a pereților exteriori prin executarea unui termosistem alcătuit din vată bazaltică de 15 cm grosime, protejată de tencuială armată decorativă. Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente cu una cu profil de PVC, cu geam tip termopan cu 3 straturi de sticlă. Decopertarea și refacerea integrală a tencuielilor interioare. Igienizarea spațiilor interioare, înlocuirea pardoselilor și a finisajelor la pereții de la grupurile sanitare. Reamenajarea grupurilor sanitare existente, atât la parter, cât și cele de la etaj, conform normelor în vigoare. Refacerea finisajelor interioare, placarea cu gresie și faianță a holurilor existente. Totodată a fost amenajată și o cabină adaptată pentru persoanele cu dizabilități în corpul acestei clădiri. Au fost înlocuite în întregime instalațiile electrice și instalațiile sanitare. La sala de sport, care o vedem aici foarte frumos amenajată, au fost executate următoarele lucrări. Izolarea termică a pereților exteriori. Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, la fel cu tâmplărie PVC, cu geam termopan cu 3 straturi. Decopertarea și refacerea integrală a tencuielilor interioare. Schimbarea parchetului vechi din sală cu un covor PVC specific sălilor de sport. Igienizarea și reamenajarea grupurilor sanitare conform normelor în vigoare, fiind astfel amenajate grupuri sanitare pentru băieți, grupuri sanitare pentru fete, vestiare pentru cele două categorii, cât și pentru profesori. Totul a fost amenajat conform normelor și conform circuitelor foarte bine stabilite. Finisajele exterioare au fost realizate conform proiectului pentru a crea un confort tehnic, termic deosebit. Închiderile exterioare au fost realizate cu un termosistem de tip Baumit cu vată bazaltică de 15 cm grosime cu tencuială decorativă, așa cum se poate vedea. La fel și în această zonă de clădire, sala de sport, au fost înlocuite în integralitate instalațiile electrice și instalațiile sanitare. În acest context prezentat cu aceste lucrări deosebit de importante și în final și cu o arhitectură plăcută, astăzi putem vorbi de două corpuri total modernizate la Școala de Artă Sergiu Celibidache, corpul B și sala de sport, care sigur cu din toamnă, atunci când vor veni toate dotările, copiii vor începe, așa cum am spus, școala într-un spațiu cu totul nou și modernizat. Pentru că lucrul acesta nu l-am făcut singur, vreau să mulțumesc aici public multor din multor celor care au fost alături de mine, dar aș puncta câțiva oameni care m-au ajutat, pe lângă cei care v-am prezentat și sunt alături de mine. Avem, sigur, și constructorul alături și proiectanții, experții care au fost alături de noi. Dar cel mai important
cred eu că a fost asigurarea etapelor de funcționare a acestui proiect, a unui traseu normal și firesc, pentru ca toate se poată realiza într-un timp și în condiții cât mai bune. Și aici avem nevoie de sprijin de la autorități, de sprijin de la colaboratori, și aici pentru tot acest sprijin local, regional și ministerial vreau să mulțumesc public și domnului deputat Laurențiu Dan Leureanu, care de fiecare dată a facilitat și a fost alături de noi în demersurile pe care le-am făcut pentru ca toate lucrurile să funcționeze în condiții extrem de bune. Și iată că acum în aceste condiții proiectul poate fi finalizat și poate fi dat beneficiar. Cred că am atins majoritatea lucrurilor și detaliilor tehnice. Vreau să cred că de aici încolo unitatea școlară, doamna director, alături de colegii dumneaei, vor gestiona, vor beneficia și vor întreține așa cum trebuie baza materială și vor avea grijă de tot ceea ce noi am construit. Am uitat să vă spun, aici alături de noi avem și această construcție nouă, e vorba de noua scenă pe care de azi înainte copiii de la această școală vor putea susține spectacole în aer liber, protejați de intemperiile vremii și în condiții decente.